contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice. Deci, această conferință este organizată de către Catedra Științe Administrative și anul acesta suntem deja la cel de-al treilea for, cel de-a treia ediție. Conferința noastră a întrunit participanți din Republica Moldova, desigur, avem oaspeți din Cehia, avem oaspeți din Polonia, din Ucraina și România. Deci, sigur, trebuie să spunem că doctoranzii noștri, masteranzii, specialiștii în domeniu, deci tinerii cercetători sunt cei care se interesează de problematica teoretică și practică administrației publice, cei care sunt dornici de a schimba lucrurile spre bine în sistemul administrativ din Republica Moldova. Deci, evident, tineretul studios este orientat spre cercetare, are un spirit creativ, curios, astfel încât, evident, își propune idei noi, propune poate o schimbare de paradigmă, astfel încât să avem succese în realizarea reformei în cadrul administrației publice. Deci, noi dorim lucrărilor conferinței o realizare reușită și, desigur, dezbateri interesante în atelierile care vor avea loc după ședința în plen. Și astăzi, în ședința în plen, avem trei comunicări, da, dar înainte de aceasta vreau să ofer cuvântul domnului prorector Aurel Sâmpăteanu. Poftim! Mulțumesc! Stimați tineri cercetători, stimați oaspeți, onorată asistență, în multitudine de sarcini care stau în fața unei instituții de învățământ superior, una din ele se deosebește foarte mult și aceasta este anume domeniul de cercetare. Nu este o excepție nici Academia de Administrare Publică, care iată deja de mai mult de 23 de ani își exercită funcțiile în domeniul prestării serviciilor atât de educație, de pregătirea cadrelor, cât și de cercetare științifică. Pe parcursul acestor 23 de ani, Academia a acumulat, aș spune, o bogată experiență în aceste domenii și cercetarea științifică, practic, a fost inițiată în incinta acestei instituții de învățământ într-un domeniu absolut nou pentru Republica Moldova. Am în vedere în anii de inițiere a instituției noastre, când știința administrației era doar o formulă încă nevalorificată. Și iată cu eforturile cercetătorilor, cadrelor științifico-didactice, tinerilor cercetători, știința administrației a căpătat, să spunem așa, calea ei firească și astăzi ea se afirmă în sistemul științific al Republicii Moldova ca un domeniu de cercetare foarte important. Cercetarea în cadrul Academiei, după cum mulți dintre dumneavoastră cunoașteți, se face în cadrul catedrelor care funcționează, în cadrul atelierilor de cercetare care sunt organizate pe lângă catedre. Școala doctorală este un centru care de asemenea este preocupat de cercetări în domeniul științei administrației. Dar întrucât știința administrației poartă un caracter interdisciplinar, la cercetarea științifică în domeniul administrației vin și unele științe adiacente care fac parte din acea cercetare de valorificare a administrației ca fenomen, a administrației ca proces și așa mai departe. Mă refer aici la studiile cu caracter juridic care se efectuează în cadrul Academiei, studiile cu caracter economic care de asemenea se efectuează,
studiile în domeniul științelor politice, relațiilor internaționale, dar toate ele sunt axate pe problematica de care este preocupată astăzi administrația publică din Republica Moldova. Este îmbucurător faptul că la aceste cercetări participă și tinerii cercetători. Și îmbucurător este și faptul, după cum a spus doamna șefă de catedră, doctorul conferențiar Angela Zelinski, că aceste cercetări ale tinerilor și se fac de fiecare independent sau în cadrul anumitor structuri despre care eu am vorbit mai sus, dar iată că a devenit o tradiție cu adevărat ca totalurile acestor cercetări să fie efectuate în cadrul unei conferințe a tinerilor cercetători și iată suntem în prezența la o astfel de conferință ajunsă la cea de-a treia ediție. Eu am făcut cunoștință cu agenda conferinței și m-am bucurat atunci când am văzut și am depistat în ea interesele pe care dumneavoastră le manifestați față de tematica administrației publice. Majoritatea temelor cu care dumneavoastră astăzi, pe parcursul ședinței plenare, celor trei ateliere de lucru veți lua cuvântul, sunt axate pe reformarea administrației publice, iar aceasta este foarte important. Știm cu toții că a fost adoptată în iulie anul trecut o strategie de reformă a administrației pentru o perioadă până în anul 2020 și desigur că ea deschide un șir de tematici și subtematici de cercetare în domeniul acesta, inclusiv pentru tinerii cercetători. Interesele dumneavoastră care le-am depistat din tematica cu care dumneavoastră veți lua cuvântul astăzi aici, reflectă anume relațiile interinstituționale, aspectele juridice, aspectele socioeconomice și așa mai departe. Deci eu cred că discuțiile pe care dumneavoastră le veți avea vor fi de real folos. De regulă, o instituție superioară de învățământ este nu numai consumator de cunoștințe, dar este și un producător de cunoștințe. Și iată că această producere de cunoștințe, eu cred că se face și în cadrul studiilor, dar îndeosebi în cadrul cercetării. Și faptul că dumneavoastră vă aduceți aportul prin ceea ce faceți la producerea de cunoștințe, fie ele cât de minime, dar o conferință științifică numai decât trebuie să aducă ceva nou în cunoașterea temelor pe care noi le cercetăm, în cunoașterea proceselor care sunt investigate de către noi și așa mai departe. Eu salut pe toți participanții la conferință, bine ați venit! Și sunt participanții de la Academia de Administrare Publică, în primul rând, de la alte instituții de învățământ. Suntem foarte bucuroși de faptul că avem oaspeți din țările care au fost nominalizate aici deja și aceasta îi dă conferința noastră o dimensiune, să spunem, internațională. Desigur că schimbul de opinii între instituțiile de învățământ, cu atât mai mult între țările pe care dumneavoastră le reprezentați, va fi un aport considerabil la dezvoltarea științei administrației și contribuția, așa cum e numită această culegere, o contribuție a tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice din Republica Moldova. Și eu doresc lucrărilor conferinței o desfășurare reușită, discuții interesante, polemice, v-aș sfătui să nu vă rușinați de această calitate oricărei conferințe, acolo unde e vorba de polemică, să fim de acord, să ne exprimăm dezacordul dacă este necesar, pentru că numai într-o așa discuție, vreau zic că polemică, ajungem la anumite adevăruri. Într-un ceas bun și succese frumoase conferințe! Vă mulțumim, domnule proiector. Cuvântul se oferă domnului
Ion Dulski, șef departamentul de spirare de masă. Stimați domnul prorector, stimați oaspeți, stimați participanți la conferință, stimați colegi, am o deosebită plăcere să vă salut în această sală, în această atmosferă de sărbătoare, că cu adevărat conferințele științifice pentru noi sunt și o sărbătoare și cu acest prilej aș veni și eu cu un mesaj care confirmă oportunitatea organizării cercetărilor științifice în cadrul Academiei de Administrare Publică, care deschide o dimensiune nouă, o dimensiune aparte și o dimensiune foarte importantă în activitatea instituțiilor de învățământ superior. Deci, după câte știm cu toții că unul din principiile fundamentale pe care rezidă administrația publică este principiul științific. Deci acest principiu se aplică pe toate dimensiunile de organizare și funcționare a administrației publice, pornind de la cele de organizare și finisând cu cele funcționale. La fiecare etapă de organizare și realizare a activității de administrare, în centrul atenției este plasat funcționarul public. Oricare ar fi gradul și valoarea actului administrativ adoptat de o autoritate publică, acesta impune necesitatea unei abordări bazate pe competențe profesionale, pe cunoașterea științifică a domeniului administrativ. Institutul de învățământ de profil și în mod special Academiei de Administrare Publică, le revine misiunea asigurării administrației publice cu viziuni științifice argumentate privind organizarea și buna funcționare a instituțiilor statului, autorităților publice centrale și locale. Problema reformei administrației publice centrale, dar și locale, își menține actualitatea începând cu declararea independenței Republicii Moldova. Și azi este pe prima pagină a agendei actualei guvernări. Fără îndoială ne dăm seama că o reformare în regim non-stop nu poate fi. Prin urmare, problema constă în calitatea documentelor de politică, de politici elaborate, de profesionalismul și competența autorilor. Și azi suntem în căutarea adevărului cum trebuie să arate noua structură a guvernului, care este numărul optim de ministere. În această sală s-au adunat cei care caută adevărul, cei care vin să formuleze propuneri cum să schimbe lucrurile spre mai bine. De-a lungul istoriei s-au impus mai multe modalități de generare și testare a adevărului enunțurilor despre realitate. Recunosc doar unul din acestea, cel științific, care îmbină preocuparea pentru aplicarea corectă a metodei de cunoaștere cu observația riguroasă a fenomenelor. Metoda științifică asigură desubiectivizarea cunoașterii, oferindu-i se o imagine despre lumea înconjurătoare așa cum este ea în realitate și nu așa cum îi apare unui individ la nivelul simțului comun. Modul științific reprezintă astăzi principala cale de cunoaștere a comportamentelor individuale, de grup, a faptelor, a fenomenelor și proceselor sociale. Pe baza observațiilor pozitive, observațiilor obiective, metodelor adecvate,
sunt obținute enunțuri empirice cu caracter de adevăr. Inițiatorul empirismului și sensualismului modern, care susține că prelucrarea rațională a datelor senzoriale conduce la știința adevărată, filozoful englez Francis Bacon, încă în secolul XVI, arăta foarte plastic rolul metodei în cunoaștere. Autorul, filozoful, scria următoarele: schilodul care își chioapătă pe un drum bun poate întrece trăpașul care aleargă pe un drum greșit. Mai mult, cu cât trăpașul a greșit drumul, care a greșit drumul, aleargă mai repede, cu atât schilodul îl lasă mai mult în urmă. Îndemn participanții la acest cor științific să preia mesajul marelui gânditor ca postulat și să aleagă calea dreaptă ca cea mai scurtă și sigură spre scopul propus, iar cunoștințele științifice să vă lumineze această cale. Vă doresc o lucrări fructuoasă, discuții productive și concluzii relevante. Vă mulțumim! Pentru ședința în plen avem astăzi planificate 3 comunicări. Deci, prima comunicare este cu genericul Principiul subsidiarității și abordarea lider, instrument pentru dezvoltarea rurală a Uniunii Europene, comunicare prezentată de către Marina Albu și domnul Tomaș Harbovski din Polonia. Și propunem pentru fiecare comunicare cam câte 15 minute și 5 minute pentru dezbatere, ca să reușim să ne încadrăm în timp. Dezbatere poate și mai mult. Noi putem să folosim speranță. Sigur, da, sigur. Noi ne mișcăm așa. Noi ne mișcăm așa. Da, noi care usură. Da. De fapt, e tot să fim fără de acum din Polonia, din Moldova. Să ne ducem undeva, domnule. Da, prezentația. Așa. Mulțumim foarte mult pentru invitație și pentru oportunitate să prezentăm principiul subsidiarității sau conceptul subsidiarității pe baza sau, pe exemplu, abordarea LEADER, care face parte de dezvoltare rurală și este un instrument de dezvoltare rurală în Uniunea Europeană. Dar prezentația noastră, da, se bazează la fel pe experiența noastră, experiența organizației noastre, și noi vrem să arătăm, da, că conceptul subsidiarității, care este un conceptul, spunem așa, un pic teoretic, da, și este un conceptul politic și conceptul juridic, dar face parte și are influența la realitatea, și putem să folosim același conceptul subsidiarității ca un instrument pentru dezvoltare, ca un instrument pentru schimbare în direcția bună pentru dezvoltare. Da, atunci când auzim cuvântul subsidiaritate, conceptul subsidiarității, nouă ni se pare că acest concept este un concept foarte teoretizat. Dar, de fapt, funcționează în felul următor. Avem concept la nivel de teorie, dar el în mod direct are impact asupra politicilor de dezvoltare și asupra instrumentelor de dezvoltare folosite în Uniunea Europeană. Și unul dintre aceste instrumente care este folosit pentru politică de dezvoltare rurală este instrumentul care se numește programul LEADER. Astăzi noi vom încerca să demonstrăm, să stabilim această corelare între conceptul subsidiarității și așa un instrument cum este abordare LEADER. Dar atunci când vorbim despre dezvoltare rurală, putem să vorbim și despre dezvoltare în general, deoarece dezvoltarea este tot un proces.
și ca fiecare proces presupune anumite elemente de bază. Și atunci când vorbim despre dezvoltare în general, în primul rând, ce întrebare la noi apare? Ce întrebare noi ne adresăm nouă însuși când vorbim despre dezvoltare? Această întrebare este ce dorim? Ce dorim să obținem? Care este scopul nostru? Care sunt obiectivele? Și dacă noi vorbim despre dezvoltare rurală, atunci fiecare locuitor care locuiește într-o localitate poate să spună că eu îmi doresc un sat prosper, o infrastructură bine dezvoltată, locuri noi de muncă, creșterea economică, etc. Dar asta e o întrebare care eu cred că fiecare dintre noi știe răspunsul pentru această întrebare. Da? Ce dorim? Cum a zis Marina, dar nu toți dintre noi, a întrebat pe sine a doilea întrebare, care este întrebare cum? Cum dorim să facem asta? Este vorba despre instrumentele care noi vrem să folosim, este vorba despre programuri sau planuri care noi vrem să folosim pentru atingere scopul nostru, care este răspunsul pentru primul întrebare, ce? Dar, mai importantă întrebare este întrebarea a treia, da? Care este întrebare, cred că întrebare care noi punem în fața noastră mai... Foarte rar. Mai rar, da. Și anume, această întrebare este de ce? Care este motivația noastră? De ce noi dorim ca să se producă anume aceste schimbări? De ce noi dorim anume atingerea acestor scopuri? Și de ce anume aceste obiective sunt pentru noi importante? Foarte puține ori noi adresăm această întrebare, dar ea de fapt este una fundamentală. Deoarece bazându-se pe răspunsurile date la această întrebare, noi putem să identificăm acel set de principii și abordări care putem să le implementăm la pasul numărul 2, atunci când facem planificarea activităților noastre. Atunci avem trei întrebare de bază. Întrebare de ce, care vorbește despre motivația noastră. Este întrebare cum, este vorba despre diferite instrumente și este întrebare ce, unde mergem, da? Ce dorim să obținem. Dacă vorbim despre dezvoltare rurală și cunoaștem că mai importantă este motivația, da? Pentru că aici vorbim despre valorile și implicare. Pentru oamenii care locuiesc în sat, motivația lor este bunătăția, bunăstare și vitolul lor. Da? Și dacă vorbim despre abordare lider și principiul sau conceptul subsidiarității, începem aici ca identificăm cei care au motivația, care văd viitorul săi în localitatea sa și de fapt ei sunt experții cei mai important pentru dezvoltare rurală. De ce? Pentru că ei cunosc răspunsul pentru această întrebare mai importantă. De ce? Pentru că ei sunt motivați. Poate ei nu cunosc instrumentele, da? Poate ei nu cunosc unde vreau să merg, dar sunt motivat pentru mișcare care se numește dezvoltare rurală. Pe lângă faptul că acești oameni care trăiesc în localitatea lor cunosc cel mai bine motivația sa și au această motivație, ei cunosc cel mai bine resursele proprii, problemele proprii, cum să valorifice aceste resurse și anume, pe baza acestor abordări, este format conceptul lider. Deoarece fiecare comunitate poate să ia deciziile pentru ea însuși, să se organizeze și să se dezvolte autonom. Da. Dezvoltare. Și acum dorim să încercăm să găsim unde totuși se află acest instrument care se numește programul LIDER în cadrul politicilor de dezvoltare a Uniunii Europene. Instrumentul care se numește LIDER este unul dintre instrumentele politicii de dezvoltare rurală, deoarece are ca scop promovarea eforturilor comunităților locale în vederea autodezvoltării.
Da, și implicarea lor. Da, pentru că aici putem să găsim diferite politici de dezvoltare care au implicare sau care au scopul dezvoltare localități la nivelul local. Vorbim despre politica de dezvoltare regională, vorbim despre politica de dezvoltare agricole și vorbim despre politica de dezvoltare rurală. Dar fiecare dintre aceleași politici are diferite indicatoare. Diferite măsurile care folosește. Și ce este important pentru politica de dezvoltare regională, nu este important pentru politica de dezvoltare rurală și altfel. Atunci, de exemplu, dacă vorbim despre renovarea școlii, da? Și din punct de vedere politicii de dezvoltare regionale, acesta școală va fi renovată, care are mai mulți copii. Dar din punct de vedere dezvoltare rurală, poate în școala, în zona rurală, nu este foarte mult copii. Dar pentru satul acesta, pentru localitatea asta, aceasta școală este un motor pentru dezvoltare. Da? Și atunci avem diferite politici, diferite instrumente pentru diferite activități la nivel local. În același timp, politicile de dezvoltare agricolă nu tot timpul sunt și politicile bune pentru dezvoltare rurală. De ce? Deoarece atunci când noi dezvoltăm agricultura, noi devenim mai performanți. Și acel lucru care înainte făcea, de exemplu, 50 de persoane, deja face 3 mașini și 3 persoane care administrează aceste unitățile de transport, de prelucrare a pământului. Și atunci, unele dintre politici de dezvoltare agricolă pot să intre în contradicție cu dezvoltarea rurală, deoarece oamenii emigrează de la sate spre orașe, deoarece pierd locuri de muncă. Atunci când vorbim despre abordare lider, vorbim despre două componente. Primul este reorganizare sau autoorganizare comunități. A doilea este bunăstarea viitorul nostru și aceleași principii sau aceleași concepte de bază sunt folosite prin principii care au legătură cu abordarea lider. Dintre ei sunt. Da, acum noi vom prezenta trăsăturile principale a abordării lider. Prima dintre aceste trăsături este parteneriatul intersectorial și grupuri de acțiune locală. Ce presupune acest parteneriat intersectorial? Cine participă în el? Participă reprezentanții a trei domenii. Domeniul administrației publice locale, care presupune autoritățile publice locale și instituțiile publice, domeniul de afaceri, acele persoane care au o mică afacere în localitatea sa sau cei care doresc, au o idee de afaceri și doresc să o dezvolte. Și al treilea grup este societatea civilă. Nu numai organizațiile non-guvernamentale, dar și cetățeni activi care doresc să contribuie la dezvoltarea comunității sale. Și toți acești actori locali formează un grup de acțiune locală care devine responsabil pentru dezvoltarea acestei zone. Da, atunci ce este important? Important este că același parteneriat este parteneriatul instituționalizat. Da? Este un parteneriat instituționalizat. Acei oameni care au motivația, da? Acei oameni care vreau să fac ceva bun pentru localitatea sau pentru teritoriul, lor. A doua trăsătură caracteristică este plan strategiei de dezvoltare axată pe zonă. Deoarece, dacă noi vorbim despre abordarea lider, nu este vorba despre dezvoltarea numai unei localități. Dar ce presupune această axată pe zonă? Este un set de localități învecinate care au ceva comun. Este un teritoriu omogen. De exemplu, 10 localități riverane, da? Și ei au comune tradiții, limba, un râu, doresc, de exemplu, au scopuri comune, doresc să promoveze, de exemplu, agroturismul în zona sa. Și pentru aceste microregiuni se elaborează o
strategie pentru microregiune axată pe zonă și este cel mai important că în elaborarea acestei strategii participă întreaga comunitate. Nu vine un expert din afară și elaborează o strategie, dar însăși comunitatea este implicată în procesul de planificare și în procesul de stabilire a direcțiilor principale pentru dezvoltarea acestei microregiuni. Evident, cu sprijinul unui expert, dar participă întreaga comunitate care este implicată în proces. De ce participă comunitatea? Pentru că abordarea lider presupune abordare de jos în sus. Da? Atunci, cei care sunt experții în dezvoltare rurală sunt cei care locuiesc acolo. Poate ei nu cunosc instrumentele, poate ei nu cunosc care sunt instrumente de planificare, de strategie sau și mai departe, dar ei cunosc ce este bun pentru localitatea lor. Și abordarea lider promovează proiecte foarte mici, nu proiecte ce țin de infrastructură, dar proiecte foarte mici care au persoana responsabilă pentru el. Programul lider implementează proiecte ownership. Da, implementează proiecte foarte mici și stăpânii ideilor acestor proiecte sunt însăși localnici. Da, particular. Atunci avem două, spunem așa, principii instituționalizate. Avem strategia și avem parteneriatul. Dar a doua grupă este grupa de principii de mișcare sau principii de dezvoltare aceleași sau activități înăuntru aceleași două abordări sau două principii instituționalizate. Da. Este vorba despre inovația. Da, asta e... Încă o trăsătură. Spune. Da, inovația este încă o trăsătură caracteristică a abordării lider. Și noi nu vorbim despre ceva foarte complicat. Nu trebuie să încercăm cu comunitatea locală să inventăm ceea ce nu s-a inventat până acum. Dar noi, de exemplu, putem să preluăm anumite instrumente identificate care sunt folosite în alte localități și să le implementăm la noi în localitate. Și pentru noi asta tot va fi un fel de inovație. Deoarece sunt multe instrumente care comunitatea locală nu le cunoaște. Dar cu ajutorul acestui grup de acțiune locală, unui parteneriat instituționalizat, ei pot să afle aceste instrumente și să le implementeze la ei în localitate. Da, pentru că ceea ce este inovație, o inovație în localitatea noastră, în localitatea vecinată nu este inovație. De aceea, abordare lider presupune la fel schimb de experiență și schimb de cunoștință pentru inovație. Pentru inovație și pentru folosește diferite instrumentele pentru dezvoltare localitatea lor. Încă o trăsătură caracteristică a abordării lider, care este una foarte importantă, este dezvoltarea integrată și sinergia. Abordarea lider presupune că noi elaborăm plan strategic de acțiune, elaborăm măsurile sau proiectele, acțiunile prin care noi vom încerca să atingem scopurile preconizate, dar aceste acțiuni trebuie să fie foarte bine corelate între ele, ca în efectul implementării, realizării acestor acțiuni, noi să obținem efectul de sinergie. Asta ce înseamnă? Și dezvoltăm concomitent mai multe sectoare. Asta ce înseamnă? Că dacă proiectul din localitatea mea ține de... De exemplu, noi dorim în localitatea noastră să promovăm agroturismul. Înseamnă că în toate aceste localități care sunt conectate la acest grup de acțiune locală, trebuie să fie implementate proiecte ce țin de dezvoltarea agroturismului și trebuie să fie interconectate între ele. Și nu în localitatea noastră, noi dorim să promovăm agroturismul, dar noi în localitatea noastră facem, de exemplu, nu știu, proiectul care nu ține de acest domeniu. Dacă vorbim despre dezvoltare integrată și sinergia, vorbim, Rafael, despre cooperare.
Pentru că cooperarea este, este un principiu de bază a abordării LEADER, care face parte aceleași două principii despre care am vorbit la începutul, despre parteneriatul intersectorial și, și strategia. Atunci dacă vorbim despre abordare LEADER, avem șapte trăsături. Prima, mai importantă, este patcot. Abordare. Da, abordare de jos în sus, da, care presupune această motivație. Același răspunsul pentru întrebare cel mai important, de ce? Presupune parteneriat public-privat, care este parteneriat instituționalizat, care, în care fac parte diferiți actorii la nivelul local, este vorba despre autoritățile publice locale, mediul de afacere și cetățenii activi sau societate civile, care împreună, conform același principiul de jos în sus, elaborează strategia de dezvoltare locală. Asta e o viziune cum dorim să dezvoltăm zona noastră sau microregionul nostru, pentru că vorbim despre abordare teritorială. Această strategie este o strategie integrată, pentru că dacă vorbim despre dezvoltare rurală, vorbim despre diferite direcții și diferite domenii în care noi vrem să dezvoltăm teritoria noastră. Vorbim despre inovație care se bazează de stabilirea de contacte în rețeaua, networking, și principiul de bază este cooperare. Da. De ce este foarte important la etapa de elaborare a acestui plan strategic de acțiune să implicăm comunitatea? Și de ce, din punctul nostru de vedere, abordare LEADER este una foarte reușită? Deoarece uneori autorităților publice locale li se pare că ei cunosc problemele localității foarte bine. Dar nu tot timpul este așa. De exemplu, cu două săptămâni în urmă noi ne-am întâlnit cu o doamnă primar care a spus că ea era sigură că localnicii doresc reparația drumului. Dar atunci când ea a pus pe panou informativ un fel de plakat, da, unde localnicii puteau să-și exprime dorințele, drumul era ocupat locul al șaptelea, dar pe primul loc era sala de fitness. Da. Și atunci abordarea LEADER permite să cunoaștem dorințele, inspirațiile și ideile oamenilor din localitate. Conceptul subsidiarității. Da. Și așa cum am spus deja, abordarea LEADER este inspirată din, de principiul subsidiarității. Și principiul subsidiarității stă la bază acestui instrument. Și ce este pentru noi foarte important, de ce noi, răspunsul la întrebare, de ce noi am încercat să dezvăluim principiul subsidiarității anume prin așa mod? Deoarece principiul subsidiarității este unul foarte teoretizat și foarte discutabil la nivelul Uniunii Europene. Noi am încercat să demonstrăm că el nu este doar un principiu teoretic, dar are și reflectare în practică. El este un principiu foarte aplicativ și anume prin demonstrarea acestui instrument care se numește abordare LEADER. Și ca să rezumăm definiția principiului subsidiarității, pentru noi este atât de mult stat cât este necesar, atât de multă societate cât este posibil. Atunci când comunitatea este în stare să rezolve problema sa la nivel local, statul nu trebuie să se implice, dar trebuie să se implice atunci când comunitatea nu poate să facă acest lucru. Și, da, poate cineva nu va fi de acord cu această abordare, dar aceasta este o imagine care pentru noi demonstrează principiul subsidiarității. Comunitatea trebuie să se dezvolte, să crească ca un paun.
Da, statul trebuie să intervină atunci când acest paun nu poate de sine stătător să-și asigure... Când vine grindină. Da, când vine grindină, atunci. Dar paunul însăși este în stare și este responsabil pentru dezvoltarea sa. Da. Bravo. Comunicare atât de interesantă și atât de valoroasă. Sigur că atunci când există o divergență de părere, asta înseamnă de fapt că comunicarea și-a atins scopul. Și vă rugăm întrebări, vă rog, dacă sunt în sală. Domnul Solomon, poftim. Eu vreau să menționez în primul rând o prezentare foarte detaliată, foarte interesantă, spun ambii cercetători. Își cunosc bine meseria. Convingător. Să continuați înainte, așa, foarte interesant, comunicați și dumneavoastră, vreau să spun personal, vorbiți foarte bine limba. Ei ambii vorbesc așa că bine limba. Da. Foarte bine limba română. Domnul profesor! Doamna Albu, la fel, a absolvit liceul în limba rusă. Deci, da? Limba eu până la 18 ani n-am vorbit în română. Până la 18 ani n-am vorbit. Mulțumesc! În legătură cu asta, eu am o întrebare. În ce ați cercetat voastră? În ce țară principiul acesta este succes realizat și mai ales în domeniul strategiei de politică rurală care ar contribui și pentru euroregiuni, Moldova Români, Moldova Ucraineni, care sunt la noi. Ce se face la moment, chiar în Republica Moldova, dacă vorbim despre abordare lider, Uniunea Europeană a finanțat proiectul UNDP-ului PNUD. Și acum PNUD încearcă să implementeze abordarea lider cu sprijinul organizației noastre. Noi suntem răspunzători pentru crearea acestor grupuri de acțiune locală și dezvoltarea lor în Găgăuzia și Taraclia. Acum s-a dat startul acestui proces și pe parcurs la un an vor fi create 8 grupuri de acțiune locală în Găgăuzia și Taraclia. Dar acest instrument lider funcționează în toate țările Uniunii Europene și s-a demonstrat ca un instrument foarte eficient, dar și în unele țări care nu sunt membru a Uniunii Europene. De exemplu, în Serbia. În Serbia el este finanțat din sursele statului, de programe naționale. În Georgia. În Georgia cine finanțează? Uniunea Europeană, dar... Da. Dar dacă permiteți o remarcă despre cel mai eficient și cel mai succes. Cel mai succes este în țările în care încrederea între oamenii e mai mare. Da? De ce? Pentru că vorbim despre cooperare. Pentru că vorbim despre dezvoltare pe termen lung. Da? Vorbim... Experții spun că dacă noi dorim să atingem schimbare la nivelul local, trebuie să așteptăm 15 ani. Da? Este vorba despre Șotlandia, Irlanda. Aceste țări sunt mai, spunem așa, mai experimentat. Nu cu abordare lider. Cu abordare lider nu, dar cu același mod de dezvoltare care face parte de conceptul sau este inspirat de conceptul subsidiarități despre care la fel vorbim. Am și o întrebare, dacă mi se permite. Da, poftim. Vreau să mă atrați. Sunt plăcutul la care dezvoltare regională, afectați în mediul departamental la Chișinău. Colega, cum ați reușit să rezolvați în Găgăuzia aparent acestui grup de acțiune locală în raport de bugetele locale? Cum ați reușit să le adunați? Asta e o problemă foarte sensibilă. Aceasta este o întrebare foarte bună. Așa cum am spus, acest proiect pilot este finanțat de Uniunea Europeană. Și fiecare strategie a grupului de acțiune locală în Uniunea Europeană este finanțată de către Uniunea Europeană. Și în cadrul acestui proiect, care se numește programul SAR, una din componentele lui este anume abordare lider. Aceste strategii vor fi parțial finanțate de către Uniunea Europeană în cadrul acestui proiect. Deci, România funcționează. Da. Și au primit, pentru că acesta a fost strategie, o
au mai patru de dezvoltare funcție de localități, așa mai departe, și au primit câte 2,5 milioane de euro pentru proiectele care reprezintă interesul comun acestor primării, hai să spun așa, autorităților. Dar ulterior, ce facem? La noi, în Republica Moldova, când avem o problemă cu centralizarea bugetelor, cum se întâmplă fenomenul ăsta? Pentru că după aia trebuie să funcționeze. Am primit toate banii, 2,5 milioane sau un grant cât l-am primit. Mai departe, ce se întâmplă? Aici ar fi aplicabilitatea cercetării și inovării pe care o aduceți dumneavoastră Republica Moldova. Noi am considerat că este util să prezentăm anume aspectele practice a abordării LEADER, deoarece în anul 2018 se preconizează că vor fi disponibile surse de finanțare pentru, dacă nu întreg teritoriul țării, cel puțin alte regiuni în care este posibilă implementarea acestei abordări, tot de către Uniunea Europeană va fi finanțat. Bine, vă mulțumim pentru comunicarea dumneavoastră și trecem la următoarea. Deci de la abordarea LEADER trecem la tema profilul psihologic al funcționarului public, un prim test pentru o administrare eficientă. Cojocaru Tatiana, masteranda Academia de Administrare Publică. În primul rând, nu prea s-au făcut cercetări în ceea ce privește aspectele psihologice ale profilului, ale funcționarului public. Da? E foarte important, de fapt, această temă, pentru că dacă tot tindem să avem o modernizare a administrației publice, trebuie să începem, în primul rând, de la resursa cea mai importantă, și anume oamenii. Da? Sunt funcționarii publici care sunt, de fapt, cei care reprezintă corpul administrației publice și de aia trebuie să fie unii de calitate. Deci trebuie să fie profesioniști și pentru că vorbim foarte mult despre o administrație modernă, aceasta și presupune că să avem cât mai mulți funcționari publici care să fie echilibrați, responsabili, evident, competenți, rezistenți la stresul cotidian. Este un element foarte important pe care l-am dedus din cercetarea noastră. O să ajungem acolo. Și, în primul rând, susțin că avem nevoie ca funcționarii publici să dețină un profil psihologic care să fie foarte conturat, potrivit cerințelor pe care le presupune funcția publică la care candidează respectivii. Deci nu mai este un secret că oamenii sunt cei mai importanți în orice administrație și fie la nivel central, fie la nivel local. Am să trec repede pentru că am înțeles că nu e chiar atât de mult timp ca să mă extind, deci trec peste aspectele cele teoretice ca să ajung, în primul rând, când vorbim despre conduita profesională a funcționarilor publice, avem principiile generale și anume supremația legii. Deci prioritatea interesului public, nu mai putem vorbi de faptul că un funcționar public se mai gândește la interesele sale personale, deci este vorba de interesul general, public, deci primează. Evident că este necesar să fie asigurată egalitatea de tratament a tuturor cetățenilor când este vorba de serviciile publice. Evident, profesionalismul trebuie să fie garantat. Imparțialitatea și independența, care este o cheie pentru a avea o atitudine obiectivă și neutră față de orice interes politic, religios, economic sau de altă natură în exercitarea funcției publice. Integritatea, un principiu care, deci este clar, trebuie să fie la căpătâiul oricărui funcționar public. Pentru că dacă nu are integritate, nu știu ce cetățean poate să aibă încredere în el. Deci nu aspectele cu plicuri sau alte beneficii care poate să le obțină în exercitarea funcției sale, nu are loc în această ecuație, să zic așa. Capacitatea de a inspira încredere și respectul cetățenilor. Este același lucru. Deci dacă există o atitudine corectă și neutră, există și acest respect al cetățenilor. Dacă e să creionăm un prototip al funcționarului public în ceea ce privește anume calitățile sau trăsăturile psihologice care trebuie să existe la această persoană, cum am menționat și anterior, interesele proprii trebuie să fie uitate, da? În momentul când exerciți o funcție publică. Autorul român Mihai Oroveanu spunea că, deci referindu-se anume la obligațiile morale ale funcționarilor publici,
scoteam prin plan obligația de a fi cinstiți, de a respecta legea și de a combate totodată chiar și corupția, sub orice formă. Deci la cel mai mic nivel, ca să nu se permită extinderea acestui fenomen. Este responsabil, deci un funcționar public, dacă nu are simțul răspunderii și responsabilității, deci nu ar trebui să aibă loc în administrația publică. Credibil și integru, cum am menționat, imparțial, iarăși e un principiu care e obligatoriu. Un aspect care este destul de important, este un bun comunicator, pentru că un funcționar public care nu este în stare să comunice, da, să explice tuturor, ca să înțeleagă, că sunt unii care sunt inițiați în anumite detalii, unii nu, da? Și atunci când nu ești în stare să asculți, dar și să-și explici, este o problemă. Deci este o taină, da? În această comunicare armonioasă pe care un funcționar public trebuie să o aibă. Și anume atitudinea pozitivă a unui funcționar public atât cu cetățenii, cu beneficiarii serviciilor publici, dar chiar și cu cei care, colegii săi, da? În administrație. Deci este foarte important ca să avem un imag pozitiv. Este rezistent la stres, răbdător, perseverent și cu o puternică stabilitate emoțională. Un aspect foarte, foarte important, pentru că cu toții știm că avem o viață stresantă, condițiile de muncă, evident, sunt stresante și atunci, dacă nu putem să ne controlăm emoțiile și apar tot felul de stări conflictuale, tot felul de, eu știu, deci trebuie să poată să și escaladeze anumite conflicte care pot să apară. Un funcționar public trebuie să fie atent la ținuta sa, care este de fapt o obligație de serviciu, da? Însă în literatura de specialitate cumva a fost introdusă în rândul trăsăturilor ca element al conduitei. Ținuta trebuie să fie evident decentă, să nu fie nici prea, să zic, cu tot felul de etalări a unor haine luxoase, dar trebuie să fie sobră și decentă. Funcția publică, deci, pare cumva foarte prestigioasă și tot mai mulți tineri tind să ajungă în funcții de în administrația publică, dar există, dacă tentația este mare, există șansa ca nu toți să reziste până la sfârșit sau să-și realizeze atribuțiile, să-și ducă la bun sfârșit atribuțiile de serviciu cum trebuie, pentru că există tentații, cum ziceam, de corupție, există tot felul de momeli la care pot să cadă pradă funcționarii publici. Ziceam că evaluarea trăsăturilor de personalitate presupun elemente cum ar fi inteligența, creativitatea, încrederea în sine, răbdarea, un element foarte important este empatia față de problemele cetățenilor, entuziasmul, loialitatea și simțul responsabilității. Uneori, pentru un post, adică ceea ce este adecvat pentru un post, poate să fie total nepotrivit pentru altul. Din acest motiv, este bine ca să se facă evaluarea performanței individuale și să se testeze ceea ce era noutatea cercetării, cum ar veni, să se testeze trăsăturile psihologice ale personalității viitorilor funcționari publici și vreau să ajung la cercetare, pentru că probabil asta ar fi cel mai important, pentru că la noi este știut că fie este prin concurs, fie prin numire sau angajare, adică funcționarii publici sunt în anumite condiții angajați. Iar bagajul psihologic cumva nu a interesat atât de mult pe cei care angajează. Da? Este vorba de... Deci eu o să trec ca să ajung la ceea ce pare mai interesant. Un detaliu care vreau să zic, da, ținem foarte mult de implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și încercăm să preluăm cât mai multe reguli, modele din UE și atunci este foarte important ca dimensiunea morală și socială ca să fie cumva luat în calcul. Recent a fost efectuat încă un studiu care, din păcate, încă ne plasează pe o poziție destul de dezavantajoasă. Da? Suntem din totalul de 167 de țări pe locul 76, fiind ca o țară cu o democrație, din păcate, viciată.
Teoretic, noi avem foarte multe legi bune, avem multe de la colegii din România sau din Uniunea Europeană, din alte state, dar durează cumva implementarea acestor metode și tehnici. Cercetarea a presupus efectuarea unui studiu pe un eșantion de 105 persoane, dintre care am avut funcționari publici, am avut beneficiari ai serviciilor respectivelor, dar și studenți la Academia noastră, adică viitorii funcționari publici. Evident că am încercat să facem chestionarul, să-l realizăm în prima parte a zilei, între 10 și 11, pentru ca să avem o completare mai obiectivă. Și ziceam despre proporție și am stabilit următoarele lucruri. Prima întrebare care ne-a și preocupat cel mai mult a fost dacă se cere ca să avem un profil psihologic bine conturat. Da? Din totalul nostru de procente, 43% cei ce de fapt erau funcționarii publici au afirmat evident că avem nevoie de un astfel de portret psihologic foarte conturat în funcție de doleanțele sau de cerința funcției publice. Da? 57% de persoane chestionate au susținut de asemenea că deci avem nevoie. Ceea ce, de fapt, a fost și pornirea noastră ca să ajungem să aflăm care ar fi elementele unui tablou, adică unui profil psihologic al funcționarului public. Și din toate variantele care noi le-am oferit, au fost 10 la număr, o să trec peste asta. Da, deci asta era ceea ce vorbeam, că cine și cum a răspuns. Ideea este că toți au susținut ideea și necesitatea de a avea un profil conturat. Deci din cele 10 elemente, deci așa avem. Pe locul întâi a fost integritatea morală, dedicarea profesiei, rezistența la stres. Deci chiar pe locul 3 a ieșit rezistența la stres, care, printre altele, este un element foarte important, pentru că nu oricine rezistă la condițiile acestor funcții publice, da? Interesul sporit pentru binele cetățenilor, răbdarea și empatia. 18%, deci au coincis, 18% au optat pentru obiectivitate și empatie, dar și rezistența la stres. Pentru funcționarii publici, elementele care au coincis, da? Comune, ceea ce ține prin prisma psihologică, empatia și iarăși rezistența la stres. Revenind la ceilalți respondenți, 40 au ales chiar ca prima calitate, trăsătură, rezistența la stres, capacitatea de a inspira încredere și respect, răbdarea și integritatea morală. Cumva, numai 17% au optat pentru interesul sporit pentru cetățeni și empatia, dar, în schimb, 83% din total consideră că rezistența este o calitate care trebuie să fie deținută de un funcționar public și 60% empatia. Pentru că era vorba de o problemă în societate și nu doar la noi în țară, dar în general, că e corupție, da? În sistemul administrației publice, am încercat să aflăm despre corupție. Și întrebarea a fost dacă funcționarul public poate cumva să stopeze, adică să stopeze corupția. Aici am avut situații pentru că funcționarii publici, deci 30% au răspuns că da, 13% pur și simplu au evitat să răspundă, au evitat să dea un răspuns, 50% au susținut că, dimpotrivă, funcționarii publici chiar ar cumva ar contribui la dezvoltarea corupției și 7% din beneficiari au răspuns că pot stopa. Deci se poate stopa cu ajutorul atitudinii, da? Și a ripostei pe care funcționarii publici pot să o facă împotriva corupției. Din păcate, avem o imagine mai puțin favorabilă a funcționarilor publici în țara noastră și dacă e să analizez tot ceea ce am reușit să obținem de la cei chestionați. Mulți au dat anumite cazuri care le-au avut pe parcursul sau în tangență cu cei care lucrează în administrația publică
Și cumva au zis că ar trebui schimbați, da? Majoritatea ar trebui schimbați. Asta vorbește de faptul că ar trebui încet, încet să infiltrăm câte 1, 2, 3 funcționari în fiecare instituție ca să schimbe prin interior. Ceea ce ziceam de faptul că ar trebui să atragem mai mult atenție la trăsăturile psihologice. Recomandarea noastră ar fi ca în momentul când se fac angajările, în comisia de recrutare, selecția viitorilor candidați la funcțiile publice, să existe și un psiholog care va fi abilitat să facă anumite teste, care, dar și să știe să și le interpreteze corect. Și în momentul când va fi clar că cumva această persoană deci nu are calitățile necesare, e un prim test, da? Un prim test care îl pică. Și dacă l-a picat, ar trebui totuși să-și caute altă funcție și la funcția respectivă să vină o persoană care este demnă de această funcție. Altă recomandare ar fi ceea ce ziceam, ca să infiltrăm cât mai mulți cu studii recente, cu idei noi, ca să fie modernizarea din interior. Și o idee foarte bună, ceea ce la noi, din păcate, ce ține de ordin politic, da? Adică se angajează unele persoane pentru că trebuie angajate. Pentru că zicea autoarea din România, Virginia Verdinaș, anume cu referire la funcționarul public, nu suntem încă pregătiți pentru recunoașterea dreptului funcționarilor publici de a avea sau nu o apartenență politică. Și nu avem încă educația civică necesară pentru ca un funcționar public să-și pună haina de om politic când pleacă de la serviciu și să o dea jos în momentul când se află în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Închei citatul. Cam atât. Vă mulțumim pentru că și vă rog întrebări, vă rog. Bine, mulțumim atunci Tatianei Cojocaru pentru comunicare și în continuare urmează încă o prezentare. E vorba de tema Cultura informației în administrația publică din Republica Cehă, raportor Dita Blașcova și domnul Bernard Nojver. I'm hoping to cover 4 points. First of all, ICT skills as component of functional literacy. After that, we will look at ICT in public administration. Next part shows us ICT skills in public administrations. And finally, I mentioned basic ICT skills in public administration. Information and communication technology has become the basic infrastructure for information creation, processing, and transfer. The ability of effective connection to ICT infrastructure is one of the key factors of effective participation in the life of current society. The role of ICT in the society will continue to grow, and that's why ICT skills must be understood as one of the main components of functional literacy. Because the usability of ICT potential depends on whether people will be able to control it and use it in practice. Public administration employees are fingers of the hand of executive power of the state. Their activity and practical skills, precognition and smooth and problem-free operation of the society. And that's why public officials should be the main target group of training in the use of modern tools, streamlining their work. ICT in public administration of the Czech Republic, go without saying, 100% of regional councils, 100% of governmental authorities, and 99.8% of municipal councils use the internet connection. Public officials can use a personal computer and business email address in average of 69% of cases. However, a computer literacy training course has only been attended by 8% of employees of government authorities and 21% of employees of municipal councils. That could be a problem because information on the life situation is provided online by 94% of municipal councils and government authorities and 100% of regional councils. The age structure of officials in the Czech Republic tends to be represented by older generation.
56% of officials are in the age group 41 to 61 years. Older generations find it harder to accept new technologies. In addition, the current older generation, but still in the productive age, represent a turning point because their experiences with modern computer technology in their young age was minimal. The problem may be solved by planned training on computer literacy. The total index of basic digital literacy is 34%, and advanced digital literacy was reported by 23% of the Czech population. 13% reported basic software skills and 33% advanced software skills, of which 38% of the 25 to 54 age group and 11% of the 55 to 74 age group. The digital literacy trend is growing one, but up 7% in 11 years. But the growth pace is insufficient. The causes may include the method of acquiring information with systematic training on the lowest rank because people do not prefer training in computer skills. One of the basic skills of an official should be the use standard administrative software, that is perfect knowledge of text and spreadsheet processors. The most commonly used software in the most countries is the Microsoft Office package. The official must be aware, for example, what form of expression of information is the most informative in the given context. Next, how to make the document foolproof and user-friendly at the same time. How the version of the Office package can affect the information value of the information. And how to make a document representative. And last but not least, the official must be able to transform data into information with high informative value without necessity of redundant data and documents. Officials in public administration in the Czech Republic are provided with a sufficient technological background but lack appropriate knowledge for the full use. Increased emphasis on ICT training of officials will streamline their work, in effect saving time and costs of not only the offices, but also the population. So let's bring the presentation to an end. Thank you for your attention, and if you have any questions, I will be pleased to answer them. Atunci vă mulțumim pentru comunicare și vreau să întreb dacă cineva din cei prezenți pot să ne și să adauge ceva spun și ceva. Întrebări, vă rog. Cine? Deci, da, poate, da. Discutăm puțin subiectele care au fost spuse astăzi în discuție. Asta este timp pentru comentarii, pentru... Vă rog, dacă sunt care v-am trebuit sau comentarii la ceea ce... La ideile expuse mai devreme. Stimați oaspeți, onorată asistență, vă mulțumim pentru raporturile prezentate, pentru prezența în această ședință. Vă mulțumim!